În fiecare an, la data de 25 noiembrie, se aduce în atenția opiniei publice problema violenței asupra femeilor, marcându-se Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Sexului Frumos. Potrivit datelor, la nivel mondial, 35% dintre femeile din întreaga lume s-au confruntat cu o formă de violență fizică sau sexuală. În România, cifrele sunt și mai alarmante. 70% din reprezentantele sexului feminin au fost supuse violenței fizice în timpul vieții. Cel mai adesea violența este asupra femeii și asupra copiilor și se poate manifesta în diversele forme. Cel mai frecvent întâlnită este violența fizică, violența verbală și forma de abuz emoțional. Din păcate, consecințele acestui fenomen sunt dramatice asupra mamei și asupra copilului și marchează atât viața mamei cât și a copilului și aș putea spune viața copilului pe parcursul întregii lui vieți. Legea arată că nimeni nu trebuie să suporte violențele și protejează victimele oferindu-le găzduire în centre speciale numite adăposturi. Semnalarea situațiilor de violență asupra copilului și violența în familie se face la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Un astfel de centru funcționează și la Giurgiu încă din anul 2003. În cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului funcționează din 2003 și începând de luna trecută într-un sediu nou. Acest centru de protecție pentru victimele violenței la domiciliu, în care există 10 locuri pentru mamă și copil, un centru de rezidență care oferă posibilitatea cuplurilor mamă-copil de a ieși din cercul vicios al violenței, de a-și relua, dacă se poate spune așa, viața după o perioadă de rezidență aici. Cele 16 zile cuprinse între 25 noiembrie, Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, și 10 decembrie, Ziua Drepturilor Omului, reprezintă perioada campaniei Împreună pentru a pune capăt violenței împotriva femeilor. ONU a invitat toată populația să poarte un veșmânt portocaliu ca simbol al acțiunilor ce se desfășoară pe toată perioada campaniei.